După o lună de nepostat Brawl Stars, mă reîntorc cu un episod în care deschid o ofertă de pe shop, așa că trebuie să pe butonul de like, să strângem peste 30 de like-uri dacă mai aveți să mai postăm episoade de Brawl Stars pe canal, să vă abonați în caz că vă place contentul și să apăsați pe ecranul pozitor din dreapta abonării dacă vreți să mai vedeți pe viitor clipuri de la mine sau alte știri, live-uri de că. Și m-a ajutat foarte mult un share. Dacă ați dat și vă înșapete, m-a ajutat chiar foarte mult pentru, nu știu, acum crește clipul puțin și hai să vedem ce avem aici. Înainte de a începe acest episod, vreau să vă spun că am băgat un emoji la un minut random din acest episod și cine scrie primul în comentarii emoji-ul și la ce minut a apărut, va apărea în următorul episod. Comentariul va apărea în următorul episod la începutul clipului. Misiunea plăcută. Că nu o să ne pice absolut nimic pentru că jocul ăsta ne urăște și da. Deci n-am mai jucat Brawl Stars de o lună. Nu că n-am mai jucat, n-am mai intrat pe el. Deci n-am mai intrat pe Brawl Stars de o lună. N-am intrat abia acum. Am zis, bă, stai să mă ce mai pe jocul ăsta și n-am mai intrat pe Brawl Stars de o lună. Dar acum, intrând, am văzut oferta și aparent, am spus, bă, hai să fac un episod. Că de ce nu? Și da, hai să vedem. Bineînțeles că nu se pică absolut nimic și dacă ne pică, ne pică gadget, deci hai să vedem. Și normal că ne pică nimic, eram sigur, adică era logic, din creier că nu ne va pica nimic. Da, măcar ne-am picat 200 de tokenuri, dar mai am vreo mai aveam vreo 500, deci acum am 700. A crescut șansa la Brawl Legendar. Ok, bă, nu știu dacă vreți să mai joc Brawl Stars și să mai fac box opening de la Brawl Pass, care Brawl Pass se termină în 36 de zile, adică am timp să fac. Adică dacă vreți ca în episodul următor să deschid aceste minuni, aceste un big box, un Brawl Box, 2-3 big boxuri, 2 Brawl Boxuri și un Mega Box, dacă vreți să le deschid în episodul următor, dați-mi pe butonul de like. Să strângem peste 30 de like-uri, v-am spus, și dacă se strâng like-urile astea, nu știu când o să mai postez, o să fac acest box opening. N-am mai jucat de o lună Brawl Stars, n-am mai intrat. N-am mai intrat pentru că pur și simplu v-am spus de mult că mi se pare foarte plictisitor acest joc și nu mai e nimic nou în el decât brawler și atâta și gadget-uri sau dacă bag gadget-uri sau de chestii, atâta. Doar atâta mai nou pe jocul ăsta, în rest nu e nimic schimbat. Hai să încercăm o schemă de aia. Hai că schema a mers dacă e. A mers dacă te gândești. Da, nu mai o să mă joc jocul ăsta în niciun fel. Na, deci nu știu dacă o să mai, dacă voi vreți să mai postăm Brawl Stars box opening cum postam înainte, nu așa de des, dar o să mai postăm o dată, două săptămâni cel puțin, pentru că nu mai joc jocul ăsta și pur și simplu nu mai îmi place așa mult cum îmi place înainte. Bă, adică jocul e ok, dar nu mai, eu nu știu, v-am spus, e foarte plictisitor. Hai să plec repede aici că vine robotul ăla după mine handicapat. Hai. Bă, și nu știu, jocul ăsta îi trebuie ceva, un upgrade, ceva, adică când mă refer la un upgrade, mă refer să, nu știu, ceva nou, ceva gameplay nou, ceva, orice, dar să fie nou. De o lună, adică am făcut mai mult de GTA, Rocket League, Among Us și toate joculețele astea care le-am făcut în ultimul timp. Și n-am mai jucat Brawl Stars sau Fortnite și nu știu, m-am dezobișnuit, așa zici. Și că n-am apăsat de mult, deci că n-am apăsat de un an niciun clip și m-am dezobișnuit să mor din... salut! Bă, da, auto-aimul ăsta mă enervează și acum, deci auto-aimul ăsta devine din ce în ce mai enervant. Opa! Bă, eu dau damage așa până... Până se ivește o cale, să sar pe unul, să iau pe... Aha, hai că mai sus sau mai și jos dacă e. Hai că da. Am nevoie de încă puțin pentru ultimată, dar nu ajung la Shelly aia. Hai mă, Shelly. Așa. Perfect. Aia moare? Moare de la poison, nu? N-a murit? Bă, what? N-a murit de la poison, pe bune? Uite și pe Colette, parcă se numea. Bă, dar n-am murit de la poison și ea. De ce n-am murit de la poison? Că i-am dat, mai avea 100 viață și am dat poison. Și poisonul ăla dă vreo 100 sau ceva gen. Și n-am murit. Uite-o pe Colette acolo care dă damage. Eu tot nu o să înțeleg
acest brawler niciodată, pentru că din câte am văzut, de când s-a adăugat, nu prea am văzut mari chestii cu el. Mă, sunt top 5 și nu fac nimic, frate. Nu fac niciun kill, nu iau niciun power, nimic, frate. Zic, aha, super. Ia uite-l, ia uite-o. Mamă, deci ești nebun, eu aici pierd efectiv, am zero power și n-am ce să fac. Da, uite cum mor, da, nu, n-ai să faci, nu poți efectiv. Ia. Wow. Am dat și acolo un hit să fie hit-ul și hit am dat, aha. Hai că am 3 power. De ce? Deci nu, deci te oblig să mă fie, deci te oblig. Aha, hai că-l oblig dacă e. Fugi. Cât bulan, hai mă, lasă-mă în pace. Hai, încă un hit, gata. Scăpai. Ăsta nu mi-a dat niciun hit, am dat acum, fac. Ce intens. Hai că da, bravo Alex, GG. Aha, da, bravo, super. În ultimele luni, adică n-am jucat cu 8-bit din iarnă, cred, adică n-am jucat de foarte, foarte, foarte mult timp. Dacă jucam chiar bine cu el, dar ce să mai... Știi că ai făcut cea mai mare prostie din capul tău ever, că ai făcut asta, că Ebit trage foarte multe gloanțe pe secundă și... ala, gen, cutia aia avea foarte puțin, foarte puțină viață și da, n-a gândit deloc ăsta. Ia după ce câștigă meciul cu Ebit. N-am mai jucat cu el de o grămadă de luni și câștig meciul cu el din prima, cum ar fi? Păi da, acum mai am să elimin unul. Și dacă îl elimin și pe ăsta. El a făcut 2 kill-uri, bă, nebunule. Unde ești? Ia uite-l, salut! Salut! Bine, nu e ca și cum dacă avea mai mult power sau era mai prost, mă omora, dar nu contează. Mergem așa cu noroc. Bă, deci eu câștig meciul cu 8-bit din prima, frate, n-am mai jucat cu 8-bit de o grămadă de timp. Pentru că mi s-a părut un brawler foarte lent, un brawler foarte prost, un brawler foarte, nu știu, enervant, că nu poți să nu prea bați pe nimeni și... N-am mai jucat cu 8-bit. De uite că acum joc și aparent câștig. O luăm pe surprindere, surprindere, BAM! BAM! Adică măcar 2 winuri pe episod după o lună de neintat pe Brawl Stars sau ceva să fac, măcar 2. Ia uite pe ăsta cum vine aici, mă. Păi dacă tu ai venit, hai să te și omor, nu? Hai, ia power-ul ăla, bravo. I-am dat doar un hit, frate, din toate alea pentru că nu l-am prins cum trebuie. Asta mă așteaptă să vin după el. Mi s-a blocat! Doamne ferească sfântul! Bă, frate, asta a fost o mare bulan, deci efectiv mi-am luat o secundă mâna de pe butonul ăsta de mers și a venit ăla după la mine și efectiv n-aveam ce să mai fac pentru că mi se blocase efectiv, nu știu, nu mai mergea să merg în față, efectiv. Mamă, ce bătaie acolo, se ține acolo bătaie extraordinară, dar eu vin și dau third party și eu mor. Bine, pe ăla nu uite acolo mor, dar hai că îl omoară botul. E bine. Rămoară botul. Deci am avut acolo un bulan extraordinar de... nu... Ăla fuge... Că pare viteză... Pui mei gadget sau ce naiba are ăla... Nu știu ce habar n-am... Așa... Oh, prietenul meu... Dar ce faci, prietenul meu? Păi ori mor de robot, ori mor de mine, alegi... De mine, ok... Acum robotul ăsta mă urmărește... E bine... Este aici, nu ce prost sunt, moa și tu. Și mai am să omor pe... Cum îl chema pe la Max, parcă. Super, extraordinar.
Da, auto-aim. Cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați acolo pe butonul de like și ne vedem la următorul episod. Vă salut!